Ediția cu numărul 17 a târgului Indagra a avut parte de o prezență numeroasă din partea companiilor producătoare de tractoare și utilaje. Alături de nume cu greutate s-au putut distinge și câțiva producători autohtoni. Mecanica Ceahlău, de pildă, a prezentat noua gamă de semănători de plante prășitoare și combina de recoltat Miscanthus. Una din principalele noutăți este seca 8 FL și SPC 12 FL. Sunt amândouă semănători de plante prășitoare. SPC 12 FL este o chiar noutate a anului acesta. De asemenea, am venit cu combina de recoltat Miscanthus ca noutate, Miscanthusul fiind o plantă energetică din care se fac paleți pentru centralele termice. Avem SK6 DFU, care nu este chiar o noutate, dar acum am retehnologizat anumite părți din ea și am reproiectat, făcând-o mult mai competitivă și mai fiabilă. Este una din semănătorile care aduc randament foarte mare, special la plante prășitoare. Și restul utilajelor pe care arhicunoscute ale mecanicii, pe care le-am perfecționat an de an, cum sunt supurile. Acum avem un sup care, în același timp cu sămânța, dă și îngrășământ, reușind astfel să se reducă numărul de treceri în timpul lucrărilor, să se diminueze numărul de lucrări. Chiar dacă pământul este bine lucrat în prima fază, se poate renunța și la două lucrări, nu numai una, cea de fertilizare. Deci noutățile care le-am adus au fost făcute pentru a veni în întâmpinarea fermierilor și a încerca să creștem randamentul lucrărilor și costurile aferente lucrărilor să fie cât mai scăzute. Secita s-a simțit și la noi, însă noi am avut o cifră de afaceri destul de puternică acum un an, un randament foarte bun în ceea ce privește vânzările și datorită calității produselor noastre și datorită raportului calitate-preț ale produselor noastre, reușim să rămânem încă pe piață, indiferent de secetă sau de criză financiar-economică. Distribuitor pe piața românească a încărcătoarelor frontale multifuncționale marca Schaefer, compania FarmTech a prezentat la Indagra modelul 9530T, un încărcător telescopic articulat în mijloc de 130 de cai putere, care se recomandă a fi cel mai rapid utilaj de încărcat cereale, cu un randament de aproape 1000 de tone pe zi. Avem multe noutăți. Începem de ferestreu de tăiat siloz. Este un utilaj care taie siloz blocuri și se leagă la spate la tractor. E cel mai rapid și cel mai eficient și cel mai curat, că fără praf să-l tai silos pentru vaci. După aia avem împriștitor de gunoi, împriștie gunoi la 24 de metri lățime, cu reglare de debit pe hectar, cât doriți să-l dai, câte tone pe hectar. Poți să folosești și la gunoi și la amendamente și poți să folosești și la siloz, la transport siloz. Avem două utilaje nou de la Schaefer introduse, un telescopic cel mai mic și cel mai robust, de 50 de cai putere telescopic, ridicat la 4 metri, și alt utilaj telescopic articulat la mijloc, e mai mare decât ce a fost mai mare înainte, de 130 de cai, și este cel mai rapid utilaj de încărcat cereale, încarcă aproape 1000 de tone pe zi și este folosit de tasat siloz. Este cel mai rapid utilaj de tasat siloz în timp și în consum, cel mai mic consum și cel mai bun calitate de siloz iese după ce să-l tasez cu el, pentru că se tasează silozuri pe rânduri și se ridică cu cupă și este tasat cu cauciuc, nu cu fier. Și e chestie foarte importantă de calitate de silozuri.
AgriAlianța și-a extins anul acesta portofoliul de produse odată cu semnarea contractelor de reprezentare cu austriecii de la Steyr și grupul spaniol AUSA. Astfel, la standul societății conduse de Francis Debonet, am putut admira, pe lângă deja cunoscutele mașini Kubota, două tractoare Steyr din gama CVT. Pentru noi anul ăsta e un an important că firma AgriAlianța a venit în Indagra cu trei game de produse noi, că acum AgriAlianța, în plus de să fie importator de tractor și de mașini de tunseier de la Kubota, suntem acum și importator de game de excavator, de produse spre Kubota. Suntem și acum importator de game AUSA cu o game completă de încărcator cu brațe telescopic. Venind din Spania, suntem și importatori pentru game Steyr, pentru o parte este din România, semn că suntem aici în Indagra cu trei game nou de produs. Ce este în spatele vostru acum un buncăr de la un seminator de la Sola, multifuncțional, cu un buncăr mare de 7000 de litri, comportimentat un două pentru îngrășăminte și pentru cereal, unde pot să fie agățat un spat, o rampă de seminat pentru cereal. Sunt diferite tipuri de seminatori de porumb, de florasol, de soia sau de rapiță, cu diferite ecartemente. Și în plus putem să decuplăm acesta și să cuplăm un spat cu un distribuitor de îngrășăminte portat și buncăr în față care e 7000 de litri, plus distribuitor de îngrășăminte portat care e 2000 de litri, semn că este un împreciator de îngrășăminte de 9000 de litri. Așa cum era de așteptat, condițiile meteo extreme din acest an și-au pus amprenta și asupra achizițiilor de utilaje și mașini agricole. Din punct de vedere vânzărilor a fost aproximativ corect. Bineînțeles că noi și cred că multe firme și fermierul în principal a fost afectate de condiții climatice. Că condiții climatice care avem în România sunt teribile începem de septembrie de anul trecut, unde a fost dificil pentru rapița, după a avut un iarna care a afectat culturile de cereale, a fost o primăvară foarte, foarte cald și foarte uscat, care a afectat randamentele la groș și la orj, și din păcate nu s-a oprit acolo, vremea a continuat așa și a afectat și porumb și florasolului și a afectat și implementarea de cereal, că sunt clientul în câteva zone din România unde gros nu a ieșit bine. Din păcate, este acesta, suntem în agricultură, avem nevoie să rămân cu multe speranțe și în caz că este o perioadă dificil, că sperăm că nu se va fi așa tot timpul.